Doamnelor și domnilor, ne-am întors în direct. Iată, alături de mine este domnul Radu Antohec, medic veterinar și expert în dezvoltare rurală. Bună seara și bine ați revenit la noi! Bună seara, bine v-am găsit și, în ultimul rând, bună seara telespectatorilor dumneavoastră! Iată, după o zi așa mai aglomerată, am reușit și sunteți aici, cumva, da. Pentru Ieșeni, pentru cei care așteaptă... Așa cum am promis, de fiecare dată când vin la Iași, dumneavoastră... Să zic, țineți foarte mult la o informare, o informare corectă. De calitate și corectă, cum spuneți, pentru telespectatori și nu puteam. Astăzi am venit în județul Iași doar așa pe fugă, voi mai sta, să zic, o oră jumate, dar am ținut și încă o dată vă mulțumesc pentru faptul că continuați și acordați atenția cuvenită agriculturii românești. Cu siguranță și nu v-am invitat întâmplător știind că aveți o vizită de lucru în Iași, pentru că ați fost, să spunem așa, în vizită la stațiile unde se vor amenaja punctele de lucru antigrindină. Da, e un demers pe care prin politica Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale în România, pe lângă cele 5 stații de lansare, pentru că începe sezonul acum, este, să zic, o perioadă în care acest sistem antigrindin, acest sistem național a fost creat pentru a preîntâmpina dezastrele în agricultură și nu numai. Pe lângă cele 5 stații de lansare care sunt și funcționează astăzi în județul Iași, am fost azi și am vizitat pe teren efectiv să văd stadiul în care se află lucrările la fiecare amplasament. Lucrurile decurg bine. Deci decurg bine, suntem în grafic, cât de repede posibil am văzut efectiv șantierele și oamenii care se implică să ducă cât mai repede la bun sfârșit acest demers. Este vorba de locațiile de la Hălăucești, de la Sârca și de la Strunga. Sunt unele un pic mai înaintate, altele mai puțin, dar ele vor fi puse, să spun, în aplicare cât de repede la începutul sezonului, pentru ca fermierii și nu numai locuitorii din partea de vest a județului Iași să devină protejați din punctul de vedere al intemperiilor și aici mă refer grindina, care este, din păcate, pe acest areal, dar conform studiilor care se fac de către Institutul Național de Meteorologie și nu numai de către specialiști, acest culoar de predispunere către, să spun, precipitații sub formă de grindină. Și atunci, partea de vest a județului Iași, aici cu cele 5 existente astăzi în bazinul Cotnari și cu acestea 3, Hălăucești, Sârca și Strunga, se dublează suprafața care va fi protejată împotriva acestor fenomene meteorologice și care, bineînțeles, la urma urmei vor avea și un impact de a susține și a, să spun, a menține o traiectorie crescândă de precipitații, dar precipitații bune, nu sub formă de grindină, care la urma urmei este benefică pentru locuitorii din această zonă, pentru că fără apă, în agricultură, nu vorbim de performanță și nu numai apă, din păcate, sunt și alte condiții. Și alți factori. Condiții, așa este. Vorbim doar de acestea în zona noastră sau mai sunt în județul Iași și alte stații antigrindină? Nu, acestea sunt deocamdată. Ocupă cam 2/3 din județul Iași, e protejată, să spun, o zonă cu preponderență crescândă în agricultură, adică sunt areale care au predispunere spre o producție cerealieră și nu numai, cât și pe partea de zootehnie și aici vorbim și de partea de a proteja, să spun, adăposturile, locuințele și așa mai departe. Cât și mai mult mă bucură faptul că se vor realiza aceste lucrări pentru că și bazinul legumicol din zona Târgu Frumos va intra de anul acesta sub o protecție. Și atunci vedem beneficiile, pentru că, din păcate, de-a lungul anilor în urmă, erau mari probleme. Legumicultorii din acea zonă se plângeau nu numai de faptul că, să spun, le provoacă pagube materiale, cât și, bineînțeles, o distrugere a culturilor și, bineînțeles, și a caselor și a magazinelor, depozitelor și așa mai departe. Adică, când e grindina, din păcate nu iartă și nu... Cred că, iată, ultimul dezastru de acum 3 ani, cred că mi-amintesc, a fost așa punctul culminant pentru că aceste fenomene meteorologice, din păcate, știința acum evoluează,
Nu pot fi controlate în totalitate, dar măcar cât pot fi controlate sau cât pot fi estompate din punct de vedere al impactului, se fac pași serioși din acest punct de vedere. Ce e lăudabil este că pe lângă aceste sisteme antigrindină, în continuare se fac studii pentru a evalua toți factorii climatici din agricultură, pentru că, din păcate, vrem nu vrem, schimbările climatice ne vor afecta sau ne afectează. Observăm acum aceste fenomene și, mai exact, aceste perioade când treci deodată din anotimp, să spun, de iarnă, imediat în anotimp aproape de vară. Aceste fenomene pe care le-am avut în agricultură nu au afectat atât de mult, dar, într-adevăr, au ținut pe loc o perioadă. A fost foarte bună, să spun, partea de faptul că am avut, până în acest moment, avem o stare satisfăcătoare din punct de vedere al cantităților de apă din sol, adică solul este protejat și avem o stare benefică pentru începerea culturilor pentru în această fază și, bineînțeles, faptul că pe viitor se vor determina noi experimente din punct de vedere al protecției și al tot ce înseamnă, să spun, politici care vor decurge de aici pentru fermieri. Ați explicat așa puțin cam cât de importante sunt aceste stații pentru cei de acasă care nu știu și poate care nu au auzit. Importanța acestora era absolut necesară, mai ales în zona Sârca, Strunga, Hălăuce. Bun, aici au fost, cum spuneam un pic mai devreme și pentru telespectatori, au fost studii care de-a lungul ultimilor ani, zeci de ani, s-au observat impetuos necesar crearea acestor puncte, acestor structuri care la urma urmei închid toată platforma sau toată baza aceasta de administrare a sistemului antigrindină, pentru că este un sistem complex care este centralizat, este monitorizat din punct de vedere al fenomenelor meteorologice. Sunt foarte multe entități publice care participă la acest sistem și benefic este faptul că, să spun, am evitat sau prin acest demers public se evită un risc pe care zeci de mii de locuitori l-au avut. Iată, ați avut astăzi o vizită de lucru, am mai avut... Nu numai atât, m-am întâlnit și cu fermieri, am mai stat de vorbă, de altfel ca de fiecare dată. De fiecare dată și mă bucură că sunt fermieri care acum, ieșind din iarnă, am avut două episoade cu zăpadă bună pentru agricultură și imediat a început munca în câmp. Adică în agricultură nu există timp. Există un tip continuu, nu știi că e zi, noapte, pentru că vegetația și nu numai, cât și animalele înseamnă biologie. Și când înseamnă biologie, înseamnă un ciclu pe care dacă îl pierzi, adică... Da, mă întâlneam astăzi cu câțiva fermieri din zona Târgu Frumos și chiar pe fugă am stat de vorbă, că zice, gata, mai am de făcut lucrarea asta, n-am timp, adică mereu e o agitație și e normal pentru că sunt afacerile, sunt, să spun, pasiunile, sunt la urma urmei, vorbim numai de un business sau de un interes financiar, dar sunt pasiuni din tată în fiu, să spun, din generații, care se transmit, se duc mai departe și la urma urmei e o existență, îți câștigi existența. Adică agricultura astăzi nu este un moft, este un stil de viață. Este un stil de viață care, cum să spun, ți-a asigurat garanția unui câștig. Astăzi agricultura este dătătoare de profit. Pământul și aerul, să spun, sunt două componente esențiale într-un astfel de raport de beneficiu. Și niciodată nu a dat creș. Adică natura, dacă îi dai și te implici, și natura ți oferă. Adică asta e o lege a evoluției, nu acum am inventat. Știu că în permanent aveți astfel de întâlniri cu fermierii, chiar recent ați fost și la Brăila și la Craiova, ce ați mai discutat cu aceștia? Bun, fac periodic aceste întâlniri, nu numai eu, cât și, să spun, colegi de-ai mei, cât și partenerii, și aici mă refer în primul rând autoritățile publice, în primul rând politica Ministerului Culturii și Dezvoltării Rurale este de deschidere spre a informa, spre a disemina, spre a duce la implementarea tuturor programelor pe care Ministerul le-a dezvoltat și pe care intenționează să le dezvolte pentru fermieri.
Și astfel de întâlniri, cum spuneam, au un scop foarte bine precis de a pune bazele unui sistem educațional, pentru că numai prin informare, cunoaștere și educare putem crește performanța în România. Din păcate, astăzi, ca stat membru, România are cel mai mic număr de fermieri care au la bază o școală de profil sau au la bază o pregătire profesională în domeniu. Marea lor majoritate au căpătat aceste îndeletniciri prin experiență. Peste 94-95% au declarat, conform studiilor Eurostat, că în România, ca fermieri, astăzi pe o piață comună, pe o piață concurențială, fermierul român are și drepturi, dar are și îndatoriri. Și atunci, intrând în această, să spun, familie, în această luptă pentru existență, la urmă, într-o piață comună, trebuie să-ți aperi drepturile și toată lumea și toți unde participăm și discutăm au ajuns la concluzia clară. Fără cunoaștere, informare, nu putem evolua. Și atunci astfel de demersuri sau astfel de întâlniri au la bază acest concept. Pe de o parte, tehnologiile, ce noutăți sunt astăzi și mai ales în lume, apoi în Uniunea Europeană, din care facem parte, și bineînțeles la noi în țară, pe arealul, pe componenta de predispunere pe care o avem din punct de vedere al tradițiilor, al tehnologiilor, al experienței, a resursei umane. De ce nu? Că astăzi ducem lipsă din ce în ce mai mult și peste tot și astăzi vedeam, din păcate, resursa umană în satul românesc, în spațiul rural, este din ce în ce mai decimată, numărul de persoane implicate în agricultură nu mai este într-o scădere, pe de altă parte, populația din ce în ce mai îmbătrânită. Asta e un factor național, scăderea demografică, adică ne va afecta, dacă vrem sau nu, în timp ce spațiul va fi o evoluție. Dar, în continuare, susținem foarte mult rolul politicilor care au la bază un singur concept. Și aici e meritul ministrului Daia, pentru că a deschis un orizont din punct de vedere al acestor politici să le creeze în jurul cui? Al omului, al fermierului, al gospodarului, al țăranului, cum vrei să-i spunem noi, depinde de dimensiunea fermei. Și atunci când creăm o politică în jurul unui concept, adică asupra omului, deci omul este în mijlocul acestor concepte pentru ce facem, atunci se văd rezultatele. Și bineînțeles prin implicare. Aici implicare și la nivel de politici publice, minister, autorități care fac acestea și pe partea cealaltă autorități private, nu autorități, am zis entități private, mai bine zis beneficiarii. Și aici sunt partea privată, beneficiază de aceste politici și la urma urmei din această comuniune apar rezultatele. Apropo de minister, că tot ați menționat de domnul ministru Daia, ce noutăți aveți de a transmite la nivel de minister, la nivel de... Bun, pe lângă programele care s-au lansat și se lansează în continuare ciclic, intrăm într-un an, să spun, an agricol, mai nou acum este un program care este la fel de bine conceput și anume susținerea producătorilor de usturoi. Deci am intrat... Ministerul în general caută pe nișe și pe sectoare deficitare. Noi, dacă ne uităm în istoric, am avut tradiții. Am avut atât pe partea de componentă vegetală, pe unde am produs, și aici avem un program în primul exercițiu bugetar din PNDR, care a fost foarte bun pe susținerea de vii, viță de vie. România s-a schimbat astăzi, s-a întinerit fantastic vița de vie, de exemplu. Acum, în PNDR-ul al doilea, în care ne aflăm, sectorul pomicol, se fac livezi, se susține partea, să spun, concretă. Dincoace, dacă nu sunt din fonduri europene, ministerul, prin politica lui de a susține, să spun noi, demersuri, programul tomate, programul de rase deficitare, și aici mă refer rase pe care le-am avut într-o tradiție, să spun, în zootehnie, porcubasna, mangalița, care sunt, cum să spun, dătătoare de profit pentru micul fermier. Și de succes, și care intră. Pe de altă parte, componenta pentru fermele mari. Pentru fermele mari, că ele sunt aducătoare de profit la nivelul produsul intern brut al țării. Sunt declanșatoare de locuri de muncă. Contribuie, să spun, la plus valoarea din agricultură. Trebuie să le ajungi pe acelea. Și atunci, din aceste vantai, te axezi pe fiecare în parte. Pentru fermele mai, susținerea de înlocuire sau de a găsi mijloace de a crea reproducțiile în sectorul în sectorul suin și în sectorul avicol. Adică sunt forme de sprijin concrete. Programul OAIA, care a luat un avânt fantastic, dacă ne uităm azi pe consum, deci anul acesta a fost un consum
pe carnea de oaie, pe ovine, deci a fost un consum record din punct de vedere al sărbătorilor de Paști și nu numai. Adică e un trend pe care populația îl simte, îl vede și atunci, cum să spun, economia se mișcă. Bun, asta e pe de-o parte. M-ați întrebat ce urmează. Urmează un, pentru sectorul, pentru micii fermieri, cei care lucrează în legumicultură și nu numai. V-am spus, e un program pentru susținerea și creșterea usturoiului. Noi astăzi suntem dependenți 90% de importuri din spațiu UE, mai puțin, dar din spațiu extracomunitar, depindem de usturoi, să zic. Și la ce preț? Și atunci, și la ce preț? Și atunci, hai să începem. De exemplu, avem Iașu, aici avem zona, nu știu, Răchiteni, avem Copălău la Botoșani, îmi vin acum câteva exemple. Dar sunt generații de cultivatori, oameni care s-au consacrat prin acest. Unde îmi spune în România usturoiul de Copalău? Adică e un brand, sau cum să spun. Și bun, asta e un exemplu. Dar politicile se creează pe asemenea lucruri. La urma urmei au asemenea. Și bineînțeles, urmează stadiile în continuare de susținere a subvenției, pentru că nu putem vorbi în agricultură de performanță fără susținere. O subvenție care este, să zic, îți garantează, să spun, o susținere pe o pierdere de venit, adică la urma urmei asta ajută, nu îți dă un profit, dar măcar te susține și de la an la an evoluezi. Și bineînțeles, în continuare, pe partea de zootehnie, politicile de bunăstare, pe pasăre și porc, acolo se mai duc negocieri cu Comisia pentru a găsi soluțiile de a continua, să spun, formele de sprijin și din 2020 și bineînțeles, pregătirea programului după 2020. Într-o piață comună în care, cum spuneam mai devreme, România ca stat membru are și drepturi și îndatoriri, trebuie să ne poziționăm. Și aici luăm exemple la foste state, să spun, comuniste ca și noi, de altfel în perioada dinainte de 89, care au evoluat și au făcut pași semnificativi și chiar au fost declanșatoare de progres și aici mă refer la Polonia, Ungaria, în mod special. Vedem cum se poziționează și România ca stat membru și atunci încercăm să negociem, mai ales în contextul în care din 2019, de la 1 ianuarie și nu mai e mult, România va prelua președinția rotativă a Uniunii Europene. Atunci, pe sectorul agricol, vom dicta și vom declanșa ora exactă, dacă îmi permiteți ca exemplu, politica pe agricultură de la București, de la noi. Bun. Suntem pregătiți. Avem bruma de specialiști pe care o mai avem și pe care, cum să spun, ministerul apelează la acești specialiști pe care România i-a avut și încă îi mai are. Pe de altă parte, e trendul prin care încercăm să găsim soluții la toți ceilalți 27, mai ales că în contextul în care Anglia iese din această familie europeană și iese și cu banii luați, să spun așa, și nu mai contribuie la acest buzunar european, la această anvelopă financiară. Deci banii vor fi mai puțini. Dar cu cât îi vom chipzui mai bine, cu atât și beneficiarii din România, în mod direct ca stat membru, că și din UE, trebuie să fie mult mai satisfăcuți și mult mai... Iată, un moment prielnic pentru niște lucruri pe care... Avem, în agricultură chiar avem și lucrurile se mișcă și acum doar cine nu vrea să vadă și să realizeze în ultimii 10 ani. Pentru că vorbeam acum o săptămână la o conferință despre faptul că avem 10 ani de integrare în Uniunea Europeană și pe agricultură s-au făcut pași. Chiar s-au făcut pași, adică am încercat pe de o parte să menținem sau să susținem partea de cultură vegetală, cea care, să spun, ne-a consacrat ca potențial agrar, pentru că România, vrem, nu vrem, are un areal cu o predispunere pe acest aspect. Suntem o țară agrară, avem 30% câmpie, 30% podiș și, să spun, și zonă submontană și 30% zonă de munte, cu areale bine definite pe care încă nu le-am exploatat pe toate, dar asta nu este rău, este foarte bine, pentru că nu se pot face lucrurile deodată. Dar, consolidând partea vegetală, acum următoarea tendință sau următorul pariu sau următoarea opțiune pe care Ministerul Agriculturii și Dezvoltării a preluat-o și care reprezintă un demers asumat, va fi rezootehnizarea României. Adică, unde am cereale și unde cresc, și unde am cultură vegetală, eu imediat trebuie să vin cu fermă de animale. De ce? Dau plus valoare la producția primară, cresc animale, apoi duc în procesare industria agroalimentară. Și atunci închid o verigă pe care, până în 89, România a avut-o și a fost un criteriu de succes în a ne plăti datoria externă și, la urma urmei, industrializarea României s-a făcut prin agricultură.
Dacă ne raportăm din anii 50-60, când a început cu colectivizarea, cu perioade foarte grele, din păcate, și pe care astăzi nu vrem să le mai gândim că ar mai putea exista vreodată, dar s-au făcut sacrificii de generațiile înaintate, generații care s-au sacrificat și care, la urma urmei, au dus la un progres. E, și acum agricultura este acel progres. Nu mai are acea pondere mare din punct de vedere al impactului în PIB, dar are valoarea mult mai ridicată, valoarea bănească. Adică astăzi, vorbind de un procent, a crescut foarte mult ca importanță financiară. Un alt moment pe care vreau să-l discutăm este faptul că am aflat ieri că sunteți coautor a unei lucrări foarte frumoase, Iată găini noutoare în sistem free range, alături de domnul Stafie, și vă felicităm pe această cale. Urmează să veniți la Iași la lansare. Sigur, vă mulțumesc frumos. Da, este un, cum să spun, este un hobby sau mai bine o pasiune. Împreună cu prietenul și colegul meu, domnul inginer Leonard Stafie, ne-am gândit și am așezat, să spun așa, pe niște criterii, pe niște valori pe care le-am acumulat datorită, să spun, experienței și a implicării în acest domeniu. Mă refer în creșterea animalelor, mai exact în creșterea păsărilor în sistem tradițional, a găinilor rotoare, și nu numai, lucrăm și pe partea de creșterea puiului de carne în sistem tradițional. Este o alternativă care din ce în ce mai mult a câștigat, să spun, conotația și, să spun, impactul la nivelul societății, pentru că este o alternativă, e o alternativă astăzi pentru locuitorul satului românesc, pentru o preocupare care poate fi declanșatoare sau dătătoare de profit astăzi. Oricine în bătătură, să spun, are în spatele casei o brumă de găini, de porumb, de ceva, o sursă, poate să se gândească la un sistem alternativ prin care, cu o legislație adecvată în spate, să creeze un sistem prin care se pot câștiga în mod legal și etic și corect niște bani pentru populația din ce în ce mai îmbătrânită, cum spuneam, din satul românesc. Este pasiune la mijloc și, nu în ultimul rând, este un demers pe care vrem să-l conceptualizăm la nivelul României, mai ales pe zona de deal, podiș, submontană. Sunt zone care au un mare potențial. Din coace la câmpie, lăsăm agricultura mare, cea intensivă. Este un ghid foarte potrivit pentru fermieri. Noi vă așteptăm la lansare, vă așteptăm. Sigur, poate și aici. Vă mulțumim și pe această cale pentru tot sprijinul și tot suportul, pentru că fără dumneavoastră, telespectatorii noștri și nu numai, nu aud lucruri pe care, cum să spun, la urma urmei societatea se mișcă, și faptul că dumneavoastră susțineți în continuare astfel de demersuri este numai de lăudat. Noi vă mulțumim că ați venit, iată, la invitatul jurnalului, vă mai așteptăm aici. Oricând, vă mulțumesc și eu și numai gânduri bune telespectatorilor dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, aici punem punct jurnalului nostru. Sunt Florina Stângaciu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare. Coafiora prezentatoarei a fost realizată de Salon Utopia.